Sunt Cosmin Mihai Popescu și sunt unul dintre candidații Partidului Social Democrat pentru Consiliul Județean Gorj. Atât eu, cât și echipa din care fac parte, vom lupta pentru a poziționa cât mai bine județul Gorj pe harta administrativă, economică și turistică a țării. Ne-am opus privatizării societății care asigură siguranța energetică a României. Susține locurile de muncă în minerii și energie. Ne-am opus mutării sediului la București. Susținem sistemul de sănătate din județul Gorj prin aplicarea unei finanțări corecte a actului medical și prin atragerea de cadre medicale tinere și devotate actului medical. Este timpul ca județul Gorj să devină un punct important pe harta infrastructurii europene. Propun și susțin realizarea rutei Salonic-Craiova-Târgu Jiu-Simeria ca drum rapid pentru a face legătura cu autostrada ce urmează a fi construită pe ruta București-Mișoara-Nădlag și pentru a asigura acces rapid în zona navigabilă a Dunării. La nivel de județ, pe agenda mea de lucru și a echipei PSD, se vor afla lucrări de modernizare infrastructură pe cel puțin 144 de kilometri, reabilitarea 22 de poduri, modernizarea și consolidarea terasamentelor, modernizarea 20 de stații de transport public și amenajarea 34 de stații de autobuz, amenajarea 9200 de metri trotuare pietonale, continuarea lucrărilor de întreținere și reparații permanente a rețelei de drumuri județene. Am demonstrat că promisiunile pot deveni fapte. Candidez din dorința de a realiza proiecte de care are nevoie întreg județul, din nevoia de a veni în sprijinul familiilor neajutorate, de a promova și susține turismul. Gorjul are nevoie de o echipă care să lupte pentru viitorul și prosperitatea tuturor cetățenilor. Am convingerea că alături de echipa PSD vom reuși. Votează Cosmin Popescu la Consiliul Județean, votează PSD! Votați Cosmin Popescu!